cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! A venit toamna și odată cu ea pare că lumea începe să se deștepte la nivel înalt, la Piatra Neamț, sau mă rog, nu știu dacă se deșteaptă, dar încep să primească pumni existențial și trebuie să reacționeze. Săptămâna trecută a fost fără îndoială marcată de, i-aș mai zice, scandal. De ce se întâmplă la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Noi am numit lucrurile astea care se întâmplă acolo o crimă împotriva populației județului Neamț. Cine sunt criminalii nu este treaba noastră să facem anchetă. Noi putem doar spune care sunt condițiile care au pregătit locul crimei și cine a contribuit la asta. În rest, există organe care ar trebui să ocupe de lucru de situația de la Spitalul Județean Neamț din acest punct de vedere. Nu investiția, nu para-investiția, nu vorbe goale, nu modul în care se calculează cazurile de boală, cum transmis la casă, nu. Cum a fost posibil să se pregătească o asemenea atrocitate în județul Neamț? Pentru că asta este situația. Săptămâna trecută, managerul spitalului, Alexandru Filimon, a scris. De data asta a scris el, n-a fost chemat să scrie sau să fie întrebat despre afacerile din spital, a scris din propria inițiativă și încă nu știm sigur dacă i-a scris o scrisoare pe persoană fizică prefectului sau instituției prefectului. Pentru că lucrurile sunt deosebite în județul Neamț. Săptămâna trecută, trebuie să înțelegeți, eu îmi cer scuze, știu că poate pe unii plictisesc, dar lucrurile astea vreau să rămână. Deci, domnul manager a scris o scrisoare, a depus-o sau a trimis-o la prefectură și să schimbăm poza. Și a plecat în concediu. Câteva zile, până mâine, dacă nu mă înșel. Scrisoarea a ajuns la prefectură sau la prefect, care era și el plecat în concediu. Acum, lucrurile stau așa. Dacă prefectul pleacă în concediu, este cineva la comandă, care are atribuțiile prefectului. Deci este prefect pe perioada respectivă, cât prefectul e în concediu. Din câte am înțeles, scrisoarea n-a ajuns la înlocuitorul prefectului. Prefect atunci. De ce? Probabil că a fost trimisă pe persoană fizică sau probabil că cineva stă acolo și spune asta nu-i de sub prefect, că ei e liberali. Nu-i liberali, e liberali. Asta rămâne aici ca să ne sfătuim prima dată cu doamna secretar sau cu cineva, ca să vedem dacă o facem, o intrăm pe circuit cu ea. Și tot așa. Și așa o scrisoare bine scrisă, în care se arată în ce condiții inumane, subprofesionale, sunt tratați bolnavii în spital, a stat câteva zile până s-a întors din concediu prefectul. Adică instituțiile la noi, dacă există dușmănie politică, ca să fim foarte bineînțeles, adversitate politică între prefect și subprefecți, nu funcționează la turație, pentru că
Unul e în concediu, celălalt n-are acces la toate documentele. Sau spune că n-are acces la toate documentele. Și în timpul ăsta, câteva zile, mai merg lucrurile înainte. Bun. Deci, managerul face scrisoarea și pleacă în concediu, prefectul este în concediu. Lumea se inflamează pentru că, nu e așa, se află despre scrisoare și se scrie. Cine poate să ne spună cum s-a ajuns ca să avem toate? Uite, avem și o poză, nu știu dacă o să reușesc eu în timpul emisiunii, o să încerc să o, să o rezolv, să avem și poza asta ca să vedem condițiile în care se lucrează. O să încerc, dar asta înseamnă să fiu un pic atent și la poză, și la dumneavoastră, și la ce vorbesc. Hai să vedem dacă reușesc. Deci, condițiile inumane în care se desfășoară activitatea la spital. Bun. Deci unul în concediu, celălalt în concediu, nimic nu se mișcă, nici măcar faptul că vine un reporter de la ProTV, Alex Dima, nu i-a făcut pe ai noștri conducători iubiți să se miște. Subprefectul Ciobanu, Adrian, trimite un fel de scrisoare. Bine, o trimis-o partidul, probabil că în urma discuțiilor cu el, și în scrisoare sunt prezentate fragmente din scrisoare, în comunicat din scrisoarea lui Filimon către prefect. Bineînțeles că te întreb de unde o avea subprefectul scrisoarea dacă ea nu i-a fost prezentată oficial. Mai ales că erau și adnotări pe ea. Nu vrem să intrăm în amănunte pentru că nu e ok să intrăm în amănunte pe tema asta. Ia uitați cum arată Bogdan Fămare. Un hol unde sunt oameni grav bolnavi. Foarte grav bolnavi. Cam așa arată. Și acum să vedem ce ne spune Filimon în scrisoarea respectivă ca să înțelegem cum stau lucrurile. După aia comentăm. Deci, domnul Filimon spune așa. Domnule prefect, stimate domnule prefect, că eu, pe persoană fizică, am participat la un concurs organizat de persoana juridică Consiliul Județean Neamț și acum vă scriu în calitate de manager și de cetățean al orașului ca să vă atrag atenția că lucrurile sunt proaste. Și spune, folosind ca pretext, situația din oncologie. Într-adevăr, o situație inacceptabilă la orice nivel ai discuta. Dom'le, secția oncologie funcționează prost pentru că a fost mutată din vechea locație, care acum este o paragină, vă arăt acum, așa, și bolnavii sunt în pavilionul medical, așa zisul pavilion medical, clădire seismică, clădire cu grad de risc mare seismic, și acolo, introducând bolnavii de oncologie, avem probleme cu circuitele, avem probleme cu tot ce înseamnă un act, asigurarea unui act medical cât de cât normal. Și povestește domnul Filimon ce e cu secția oncologie, cum s-a opus el să se mute, după care s-a terminat COVID-ul și a trebuit să mute și acolo s-a blocat proiectul pentru că era prost, se pare, proiectat. Na. După care spune domnul Filimon și spune bine ce spune. Zice așa, domnule, zice, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, din 2010 încoace, am avut 8 proiecte majore.
scrise, finanțate, cu tot ce trebuie. Adică și cu comunicate triumfătoare vom extinde UPU. Se băteau cu pieptul în pumn sau pumnul în piept, depinde de ce parte a pumnului erai. Și, și dă-i și Facebook, și dă-i și de toate, și asigură că vom avea și vom face. Ei bine, care e situația acestor proiecte? Bloc operator unic, clădire Nefromed. Început, nefinalizat, trebuia fi în 2013, e gata, e nefinalizat. De ce? Pentru că pot. Primesc un mesaj între timp, pe holul ăla au mai venit vreo 15 oameni. Poza era primită în direct acum dimineața. Bun. Secția pediatrie. Nu vă mai spun, romane am scris în mesagerul despre asta. În reabilitare, nefinalizată, trebuia prin 2015. Oncologie. Ați văzut despre ce e vorba. Ambulatoriu integrat de specialitate reabilitare Corp C. Proiect început în 2022, blocat în 2023, fără șanse de a fi restartat. Reabilitare tehnică, secții de psihiatrie, SML, boli infecțioase. Trei clădiri la care s-a reziliat contract de finanțare. Proiect extindere UPU. S-a reziliat contractul de finanțare, așa, brusc, dintr-o dată, și fără multe explicații, în afară de una extrem de puerilă, că timpul este trecut. Adică, vezi, Doamne, noi am făcut proiectul, l-am obținut finanțarea, dar a stat el acolo adospit așa și a trecut timpul. Cam bancul ăla cu timpul, dacă știți dumneavoastră. A trecut timpul. În timp ce trecea timpul, niște netrebnici încasau bănuți. Pe proiectare, prefezabilitate, prefezabilitate și, bineînțeles, pentru munca la cooperativa în zadar de pregătire a proiectului. Proiect fluide medicale, prin POIM, prin POIM, să înțelegeți că noi cu POIM-ul suntem tari în neamț. S-a reziliat contractul de finanțare. Era 2 milioane de euro și rezolvau mulțime de probleme. De ce s-a reziliat? Pentru că a trecut timpul. Pavilion medical. Sunt prinse, spune domnul Filimon, în bugetul județului 70 de milioane de ron, cred, și nu se face nimic. Sunt prinse în buget de vreo 4 ani. De ce nu se face nimic? Pentru că de aia. Pentru că o minte creață, sau de fapt netedă, fără circumvoluțiune acolo, a hotărât că nu se mai face nimic în spitalul nou, în spitalul vechi, că se ridică un spital nou. Și de asta au blocat accesul la un act medical normal în spital. Oameni buni, acesta este adevărul. S-a blocat accesul la act medical normal în spital. Bun. Mai spune domnul Filimon ceva. Dar două proiecte s-au finalizat în spital în ultima perioadă. Un lift cu o fundație particulară și secția modulară ATI din curtea spitalului făcută în 6 luni de zile din bani privați. Pentru că luase foc ATI-ul, nu mai țineți minte. Și nimeni n-a dat un ban pentru refacerea secției. Nici ministerul, nici onor Consiliul Județean, deși există declarații foarte clare în sensul ăsta. Putem să continuăm, dar spune domnul Filimon și zice bine. La asta văd că se pricepe. Și că sumele primite pe echipamente medicale în 2021, 2022 și 2023 de la Ministerul Sănătății nu au depășit 750.000 de roni. Adică nica toată, având în vedere cât costă echipamentele, o fel de fărâmituri rămase pe acolo. Și spune, domne,
N-au venit nici parlamentarii să ajute spitalul, să se autosesizeze. Mai mult decât atât. Și ziarul Mesagerul a dat în exclusivitate acest document în care domnul Arafat, nu Yasser, Arafatul nostru, da? Zice, domne, spitalul din Lascan l-am făcut prin fonduri europene în 2017. Adică un scuipat din ăla în ochii nemțenilor și a ieșenilor care au pus bani de la bugetul județului ca să cumpere monstruozitatea aia de acolo, care stă degeaba de atunci, și vine domnul Arafat și ne scuipă noi și spune, domne, noi am pus, nu vă dăm nica de acolo la spitalul vostru. Că noi avem și l-am pregătit pentru urgențe dacă vin răniți din Ucraina. Bolnavii din Neamț nu au acces acolo și nici măcar la sculele de acolo. Bun. Acum haideți să vedem, lăsăm scrisoarea domnului Filimon, că mai sunt câteva lucruri foarte interesante în scrisoare, dar o lăsăm acum. Mulțumesc, Bogdan. Și încercăm să înțelegem cauzele situației la care s-a ajuns. Păi prima cauză este că spitalul a ajuns pe la Consiliul Județean în 2010, dacă nu mă înșel, și oamenii ăștia de la Consiliul Județean s-au trezit cu o mămăligă în brațe și n-au judecat situația din punctul de vedere al bolnavilor. Au judecat situația din punctul lor de vedere. Șefii de județ l-au zis, ia că avem o chestie cu care ne putem juca electoral. Funcționarii au zis, ăia, cu funcții, nu... Ia că avem încă un tortuleț pe care îl asamblăm la tortul mare să mai câștigăm și noi câte un pic de glazură, cu ciocolată, dacă se poate, dar să fie glazura, dacă se poate, verde sau nu mai știu ce culoare au euro. Și și-au văzut de treabă. Au început să scrie proiecte și le-au scris și dă-i și luptă. Proiecte proaste, pediatria, făcut aiurea. Nimeni, nici DSP-ul n-a intervenit să zică, bă, nesimțiților, cum puteți funcționa cu o clădire care e șantier? Ia hai să intervenim și noi. Nimeni nu i-a interesat. Pe nimeni n-a interesat. Inspecții, para-inspecții. Dom'le, ce să facă? Asta e situația. Asta e situația. Trebuie să mergem înainte pentru binele bolnavilor. Și a rezultat o monstruozitate de secție. Și dă-i și bani, și dă-i și procese. Ce bine e că mai putem adăuga niște sumulițe acolo, mai putem face un nou studiu de prefezabilitate, fezabilitate, un alt proiect. De ce? Ca să mai pice ceva acolo, mai judecăm noi, mergem înainte. Deci asta este una dintre cauze. Sau neprofesionalism, sau indolență, sau interes în perpetuarea acestor stări de lucruri din partea forului tutelar local. Cine e în spate? Cum e în spate? Nu știu, dar ar trebui să vedem care sunt elementele de continuitate la spital. Cine sunt cei care au avut ceva de spus acolo? Și dacă vreun domn se va hotărâ vreodată să facă o cercetare din punctul de vedere care l-am spus, adică Spitalul Județean, loc al unei crime împotriva populației, atunci ar trebui așa. Proiectul UPU, cine l-a promovat? Toată corespondența de acolo, plus declarații de la persoanele care și-au schimbat atitudinea față de proiect. Și întrebați, cine ți-a zis să pregătești terenul pentru retragerea proiectului?
Dacă nu ți-a zis nimeni, înseamnă că tu ai o problemă. Dacă ți-a zis cineva, cine? Și de ce? De ce tu, în loc să fii funcționar pentru județ, ai fost slugă credincioasă? Cam asta e una din cauze. O a doua cauză, o altă cauză, că nu e a doua, este modul în care au fost numiți manageri la spital. Era să spun, poate să-i spună lui Mutu, oricine, dar Mutu, na, acum e în Azerbaijan, n-are nicio treabă. Poate să spună cineva orice, dar să ne spună că managerii au fost strict numiți pe capacitatea lor managerială, fără ingerințe și prietenii, nu există asta. Nu există. Deci, actul managerial a fost un alt, o altă cauză. În momentul în care a venit un manager cât de cât cu personalitate și a zis punem ordine aici sau punem ordine aici sau punem ordine aici, i s-a dat în cap. Și a fost forțat să plece. Pentru că i s-a dat în cap pe de o parte de la Consiliul Județean, pe de altă parte din interiorul spitalului. Iar ar fi interesant să vedem care era legătura, cureaua de legătură între spital și Consiliul Județean. Pe ce căi funcționa comunicarea? Cine erau oamenii? Să nu uităm, președintele Consiliului Județean are un om numit în Consiliul de Administrație. Deci, indiferent cum s-ar numi el, ar trebui să știe zi de zi ce se întâmplă în spital, că are un om numit acolo, care trebuie să-i spună, băi, nea Ion, nea Ionel, uite, asta este situația, avem o problemă. Am depășit planul la morgă și nu reușim să facem asta. Deci, nici un conducător nu poate să spună că n-a știut ce e la spital. A scris presa. Nu spun că Mesagerul a scris cel mai mult despre spital, dar a scris presa. Puteau să citească, în afară de titluri și altceva, că doar teoretic sunt alfabetizați. Și în afară de aritmetică, adunare, scădere mai puțin. O altă cauză pentru care s-a ajuns la spital în situația asta, ea a venit pe restul cauzelor care existau, a fost nenorocirea cu spitalul COVID la Piatra Neamț. O să spuneți ce legătură are una cu alta. Păi are, oameni buni. Pentru că spitalul din Piatra Neamț nu trebuia să fie pe lista spitalelor COVID. O să spuneți cum, adică de unde știi tu, bă, că nu trebuia să fie pe lista spitalelor COVID? Pentru că la vremea aia era domnul doctor Costache Victor, ministru. Atunci s-a stabilit așa. Nu băgăm spitalele de urgență care oferă servicii medicale pe cât mai multe specialități cu COVID, ca să nu închidem cea mai mare unitate medicală în prima fază a pandemiei, ca acolo să poată funcționa urgențele. Și s-a stabilit un master plan, cum s-o fi chemat el acolo la vremea respectivă. Spitalele județene de urgență puteți vedea pe ecran și spitalele universitare de urgență și spitalele private cu paturi ATI intrau abia în faza a treia. Spitalul de la Piatra Neamț nu trebuia să fie spital COVID în prima fază. În prima fază, pe ordin, era trecut spitalul de la Roman. S-a întâmplat într-o noapte o schimbare.
cei care au contribuit la această schimbare, unii spun că ar fi din Roman, alții nu spun nimic, sunt părtași la situația de acum a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Pentru că, intrând spitalul în regim COVID, secția ATI, așa cum era ea amărâtă și vai de ea, a fost supraaglomerată. Au trebuit puse mult mai multe aparate în prizele alea antice, vechi și de demult. O să spune, domne, nu de la priză, că e de la o lumânare. Mă rog, nu cred că lucrurile pot fi privite doar așa, cu luminița de la capătul tunelului lui domnul procuror. Acolo este un cumul de factori. Nu existau circuite. Și se știa că nu existau circuite înainte. Că erau constatări de la UPU, de la PUPU, de la TSUPU, de la cine vreți dumneavoastră, că nu puteai să asiguri condiții propice pentru tratament. Și totuși, spitalul a devenit COVID. S-au semnat și hârtii. Aș fi curios să vedem cine a semnat hârtiile astea. Dacă vrem să fim cinstiți până la capăt cu privire la situația de la spital. Cine a semnat hârtiile prin care s-au făcut tot felul de denunțuri selective la spital? Adică e de vină managerul, dar nu-i de vină ăla care intervenea ca managerul să facă ceva. Niciodată nu-i de vină Consiliul de Administrație de nimic, el doar avizează. Pe el nu-l interesează altceva. Că doar e Consiliul de Administrație. Ce? Consiliul înseamnă că ne ducem acolo și ne consiliem unii pe alții. Ar trebui și un psiholog pus. A angajat un psiholog la Consiliul de Administrație. Să-i consilieze. Toți cei care au avut legătură cu spitalul și actul decizional la spital se fac vinovați. Iar situația de acum, deci vine managerul și spune, domnule, nu se mai poate, primește prefectul chestia asta și, să vedeți, se face Comitet Județean de Situații de Urgență. Nu numai cu tema asta, că am mai avut și alte probleme importante, majore în județul Neamț. Și apare un comunicat după. Domnul prefect ne spune, am abordat problemele semnalate către managerul Spitalului Județean de Urgență, domnul Filimon, printr-o petiție transmisă zilele trecute către instituția prefectului. Ne-am lămurit, nu era către prefect personal, ci doar instituția prefectului, deci putea să o vadă sub prefecție. Am solicitat prezența reprezentanților CJ Neamț, cât și ai DSP Neamț, pentru a dezbate problemele ridicate de conducerea spitalului și pentru a identifica soluții ce ar putea rezolva situația secției de oncologie. Domnul prefect, cu tot respectul, nu doar secția de oncologie. Dacă vreți să faceți ceva cu spitalul pe situații de urgență, aici este o discuție. Ce este o situație de urgență? Cum acționează prefectura într-un asemenea caz? Dar nu intrăm acum în subtilități. Și acum urmează partea pe care eu personal nu o înțeleg. Deoarece domnul Filimon nu se află în județ până marți, asta parcă vineri s-a întâmplat, am luat decizia de a mai convoca o întâlnire în data de 3 octombrie, la care să participe reprezentanții următoarelor instituții. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Consiliul Județean, Direcția de Sănătate Publică, ISU, membrii Consiliului de Administrație ai SJU și reprezentanții ai medicilor. Totodată, instituția prefectului Județul Neamț va transmite tuturor entităților menționate în petiția managerului adrese pentru a solicita lămuriri și soluții.
Păi, oameni buni, dacă Alexandru Filimon își lua concediu o lună, timp de o lună îl așteptați să vină din concediu ca să discutați situația spitalului, păi lucrurile stau așa, stimați tovară și prieteni. Dacă pleacă unul în concediu, rămâne unul în locul lui. Dacă pleacă prefectul, vine unul. Dacă pleacă directorul, managerul spitalului, este cineva în locul lui, care se presupune că știe că doar lucrăm în echipe, nu? Lucrăm în echipe, coordonat. Aștept, dacă, Doamne ferește, se îmbolnăvește în concediu domnul Filimon, așteptăm până se însănătoșește. Am aflat cu bucurie că la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a participat și domnul Asafte. Păi era normal să participe, dacă se discuta despre spital. Trebuia să afle și el de undeva unde, cum stau lucrurile. În spital. Trecem peste faptul că nu s-a mai dus nimeni de la CJ la asemenea ședință, că era sub demnitatea lor. Era și normal. Șeful de la CJ era șeful prefectului. Adică ce să caute el la o ședință condusă de prefect? Da, eu îl înțeleg pe domnul Asafte că s-a dus acolo să afle care este situația de la spital și este normal să fie așa. Domnul Asafte dovedește un zel public nesmintit, neabătut. Problema e că problemele sunt în curtea domniei sale și ele trebuie rezolvate, nu discutate. Dar ce ați avut, mă, oameni buni? Nu v-ați putut întâlni în weekend să discutați dacă situația e atât de gravă? Cum adică? Membrii Consiliului de Administrație ai Spitalului îi chemăm la CJSU? N-ar fi fost bine să stea înainte de asta de vorbă cu ei președintele? Să le ia niște declarații, informări cu ce au făcut, ce au semnalat până acum. Ei nu știau cum e situația la oncologie, ei nu știu cum e situația la pediatrie, ei nu știu de ce s-au blocat UPU, că unii dintre ei... sunt cu funcții mari în Consiliul Județean, directori la investiții, la partea de personal. Știu tot ce mișcă. Și acum îi chemăm aici, dar ei n-au informat până acum. Bine, e bine că vin și aici, în al 20 și nu știu câtelea ceas. Asta este situația la Spitalul Județean. Cauzele pe care le-am văzut noi, că mai sunt și altele, probabil. Vă mai aduceți aminte cât s-a luptat un manager să scape de directorul economic și directorul de personal de la spital? Cum dintr-un sat erau angajați vreo pas și ceva de oameni, toți pe același lucru în spital, întâmplător, având o relație bună cu unul din directori? Când managerul spitalului nu putea obține informații financiare de la direcția financiară? Ce s-a întâmplat cu lucrurile astea? A crescut producția de preșuri pentru a acoperi rahatul în județul Neamț, pe tot ce ține de Consiliul Județean. Culmea e că sunt niște preșuri atât de impermeabile încât a început să nu mai pută. De ce? Întrebați-vă și dumneavoastră. Probabil că nu mai au soluții. Sunt depășiți de situație. O dovedește managerul Filimon,
să vedem care va fi reacția celor care conduc județul, care va fi reacția prefecturii în momentul în care, de exemplu, domnul Mitrea de la ISU va spune: domne, noi am tot spus că acolo nu se poate. Am dat și amenzi. Când va veni DSP-ul și va spune: păi noi v-am trimis, v-am chemat la discuții. Bine, în ultima perioadă, nu chiar tot timpul. V-am spus care e situația. Au venit colegii de la Vaslui și au constatat dezastru acum câțiva ani. Și nu v-a interesat. V-ați bătut joc de fiecare investiție care era acolo, pentru care trebuia să facă. Sau poate vine domnul președinte de la Consiliul Județean și spune: domne, zice, eu am moștenit lucrurile astea. Dar uite, vin acum să vă spun de ce nu s-a extins supul. Că m-am uitat în documente și am văzut. Aia cu proiectantul e o poveste. Noi nu ne-am ținut de proiectant. Noi nu ne-am dus să vedem acolo. Cine a dat ordinul? Nu știu, eu vă pot arăta documentele. Chiar credeți în scenariul ăsta? Eu nu cred. Eu cred că vom avea un comunicat. Se vor găsi unul sau doi țapi spășitori și după care se va spune la spital: Dumnezeu cu mila, și probabil vor mai fi angajați doi preoți ca să poată face față la ce au de făcut în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru atenție. V-am plictisit sau nu, asta e. Cele bune, sănătate tuturor!